Europa FM Live pe plajă. Zino și tu pe 8, 9 și 10 august la Europa FM Live pe plajă. Află programul complet pe livepeplaja.ro. Și cum putea să fie seara asta de miercuri mai frumoasă decât cu Artificii pe tavan, cu van? <laughs> cu... direct <laughs> în cornele. <laughs> Glumeam un pic mai devreme bun. cu Cip, salut, e un început așa puternic. Ce-a fost în mintea voastră când ați lansat piesa asta? Păi când am lansat-o, ce să fie în mintea voastră, că tavan. trebuie să audă pe e ce a fost în mintea voastră când, când am scris piesa asta. Nu, când... <laughs> uh, nu știu, mi mie mi-a plăcut imaginea asta, metafora de fapt, uh, de... De euforie, de bucurie atât de mare într-un spațiu închis, într-un dormitor, într-un într cuplu, de, de bucurie exprimată prin artificiile de, de pe tavan. Pentru că, că, că cred că a plecat, dacă mă duc aminte, urmăream tot timpul spectacolul de a artificii, uh, dar nu, nu mă uitam la spectacol, ci mă uitam la oameni, cât de fascinați sunt. Și la orice concert și la orice spectacol te duci, și există un foc de artificii, de fapt, ăla este vedeta serii. Poți să faci ce vrei tu, poți să fii cine, cine vrei tu pe scenă. Dacă pleacă artificiile mai puțin mai puțin mai devreme, s-a terminat, nu se mai uită nimeni la scenă, toată lumea este cu ochii pe cer. Și aia mi s-a părut că, bun, cel mai momentul cel mai. de fapt, uh, cel mai spectaculos moment pentru un privitor ar fi. Artificile astea, bun, atunci Dacă noi traducem chestia asta în bucuria aia Extazul ăla dintre doi oameni uh, Într-un dormitor Prin imaginea asta uh... Da -a -a că dormitor, procesul nu, au, nu a fost atât de, atât de complicat Pur și simplu a fost o chestie de... A fost o găseniță, a fost un noroc să ajung la jocul ăsta de, de cuvinte Dar cumva îmi place să le și provoc Că sunt atent la cuvinte, îmi plac jocul de cuvinte, îmi place să mă joc cuvinte Nu știu dacă Re... ai sărit intenționat peste întrebarea mea Care întrebare? A fost compusă în studio sau într-un dormitor? <laughs> a fost compusă... a fost registrat într-un studio <laughs> <laughs> Ok Cu Vanco o să ne întâlnim în cea de-a treia seară de Europa FM <laughs> Life pe plajă. Urmează trei zile foarte frumoase la început de august pe 8, 9 și 10 august. VANC, sâmbătă seara, urcă pe scena Europa FM Life pe plajă. Da, Cornel, da, da, nu da. e prima dată când sunteți acolo. Care e senzația când te urci pe scenă și vezi mulțimea aia de oameni care se duce până în mare? Este pe de-o parte e un test, pe de-altă parte e, un, e o recompensă. Uh, e o hrană, e un moment în care poți să câștigi un val de încredere și de, și de simpatie absolut uh, fantastic. Pentru că să vezi atâția oameni care vin acolo cu gândul de a cânta cu tine, care vin acolo. Uh, diferă puțin de alte spectacole, unde sunt zile de oraș, și unde probabil se adună aproape la fel de mulți oameni în, în orașele foarte mari. Aici, spiritul este cu totul altfel, este cu totul altul, și uh, mi se pare că este de fapt o sărbătoare pentru fiecare artist, dar nu prin faptul că. Este uh, acolo pe acea scenă cu încă niște alți artiști foarte mari Că este un spectacol extrem de, de, de promovat Pentru că oamenii care sunt acolo în față În momentul la suma aia lor uh, A deschiderilor față de orice artist urca urcă acolo Este o, o binecuvântare Sunt momente rare în viețile noastre De pe scenă în care găsești un public atât de, atât de binevoitor Atât de atent la tine și care să-ți care să -ți întoarcă înapoi. Nu sunt multe. Pentru că de, că de foarte multe ori ai de, de luptat, ai de, ai de construit toată starea asta. Și, ok, până la sfârșitul concertului, în funcție de locul în care ești, de contextul în care te afli, publicul reacționează într-un fel sau altul. Ei, aici mi se pare că trebuie să mergi cu, cu valul lui. Trebuie să te ridici tu la înălțimea lor și nu ei la a ta. Aici Aici, aici este Oameni, foarte, cât de, filozofic, foarte cât de profund. Foarte, da, nu este uh, Așa e e foarte Cornelie foarte provocator. La ora 19 și 13 minute profund Bă, atât de tare. Poți fac pe pot să fac pe, pe deșteptul la orice oră lui. <laughs> Bine, hai să le spunem prietenilor care se uită și pe Facebook sau care ar trebui să se uite și pe Facebook, suntem în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pe pagina Van. Bine, v-am văzut, tocmai am dat am dat pe pagina mea acum într-o pauză o să dau și pe pagina trupei, pentru că nu i frumos să stau acum pe telefon în timp ce noi stăm de vorbă. Pe Perfect, ne vedeți și acolo Dacă aveți întrebări pentru Cornel Cred că vă răspunde cu plăcere Pe de altă parte încercăm să facem playlistul Pentru recitalul Vang De la Europa FM Live Așa că veniți acolo cu propunerile Le așteptam Bun, îți dau pauză Cât să poți să dai și share Acum am nu știu dacă e vreo piesă de-a voastră la care lumea să nu se manifeste, să nu cânte, să nu... Da, acum depinde și unde e. Dar, în general, nu mi pare și pe foarte, foarte bine. E vreo nu, piesă la care simți că ai putea să lași microfonul liniștit, să cobori de pe scenă, să-i lași pe ei, să-și facă da, treaba. Ton, da, sunt. Sunt, 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 sunt. Dar acum depinde, ți-am spus și... De context? Bă, da, contează foarte mult context. Uite, același concert pe care îl facem în două orașe diferite, la o zi distanță, într-un fel reacționează lumea într-o parte, într-un fel în altă parte, aceeași energie pe care o dăm noi, aceleași piese, dar depinde cum e obișnuită lumea acolo, cum e obișnuită locala acolo, care este obiceiul orașului și a, a oamenilor. Pentru că știu, știu unde e ciudat când te duci, vezi oamenii că se bucură, dar nu știu să-și arate chestia asta. Da, acolo e cel mai frustrant este că stau, pe se, uită, pe se vede loc. că le place. Și nu, nu contează. Și te gândești, bă, da, poate le place de noi și le place de. Dar după aia vine și cântă altcineva și vezi aceeași reacție și dai seama că, de fapt, nu știu cum să reacționeze în grup, în public, în ideea asta de. Public Bine, pentru, poate sunteți și mai rușinoși, mai putici, așa... Da, există și teama asta, că mai ales când e și multă lumină. Aia, dar ce o zic la dacă mă vede, dar ce o să spune. Dar s-a mai dus asta, s-a mai, mai, diluat uh, teama asta. Dar uh, nu, pur și simplu, oamenii, nu toți știu să se bucure. Adică ei se bucură, dar nu știu să arate chestia asta. Știi, să se dezlănțuie. Ne păstrăm bucuria în bucuria, noi. Da, până la urmă, ideea asta de spectacole nu ai liber. Uh, Meciurile pe, pe stadioane sunt făcute și pentru a ajuta oamenii să se manifeste, să, se, să le creezi un spațiu în care să se exteriorizeze, să pleci de acasă și undeva să-și elibereze orice stare, că e mânie, că e bucurie, că e frustrare. Cum oamenii ăștia sunt mulți care nu fac chestia asta nici așa. Nici a dus acolo, poate trebuie să au niște de de box, să dea Cu, 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 cu ciocare de -aia de plastic. Nu, no, cred <laughs> că pe violență și pe astea Nu violență, pe... E... Nu, dar sunt terapii întregi care se bazează pe chestia asta, cu sparte obiecte, cu... Știi că au fost eliberezi. la noi niște camere din astea să-ți le... a da. dat faliment afacerile în România, deci aparent... A, ah. Ei vor live, vor da, cu niște noi, obiecte cu valoare, nu, a, nu camere noi, din asta de, de stresare. Da, noi. Exact. Noi suntem autentici până la capăt. Uh, îți mai amintești care a fost prima piesă pe care ați lansat-o și a avut așa mare, mare succes? Prima piesă lansată cu mult succes a fost noi scoată la capăt în 1999 și undeva prin octombrie cred că a fost asta. Prima piesă lansată a fost independent la începutul 1999, care era imnul postului Atomic TV, care atunci se lansa, dar atunci a fost ceva dubios, pentru că, deși era toată atenția pe acel post, că era primul de muzică și era foarte multă, doată foarte multă muzică și muzică românească, erau artiști pe care lumea nu îi știa, printre care și noi, și eram, știu, că aveam 11 difuzări pe zi, că era o asta, eram aproape non-stop pe, pe TV-ul ăla, păi, lumea nu, nu înțelegea, ce cu noi? Ce, de ce trup, cine e trupa asta? Ce cântă? Că era un rock alternativ care la noi nu se cânta până atunci. Și era foarte... Era bizar așa pentru multă lume și uh, din februarie când am lansat piesa până în octombrie, când am lansat noi o scoată la capăt, de foarte multe ori auzeam chestia asta, că da, da voi sunteți ciudați. Și mie mi-a mi rămas chestia, că da, că voi sunteți cam ciudați așa. Și am luat-o ca pe o greutate, așa, bă, da, acum e că ciudați. Bine, până mi-am mi dat seama că e ceva bun în asta, bă, ciudați. Ești diferit? E... Dar, dar e și chestia, da, în care nu știu cum, să, -ți, cum să te poziționezi față de ceva. știu mm -hmm. și mai sunt și oameni care merg la niște vernisaje și la și văd niște tablouri de alea abstracte și interesant. Dar interesantul ăla poate fi foarte rău. de fapt, bă, nu știu dacă să spun despre asta și atunci <laughs> spun că e ciudat sau interesant. Sau mi-e interesant, bă, poate chiar e interesant. Și atunci nu știu cum, da, Bine, când a venit toamna, a venit, când a venit toamna, a venit bumul. Da, cu noi, cu noi la capăt, dar aia a fost... Uh... A început, și piesa aia chiar s-a difuzat foarte mult. Și, și încă se mai difuzează. Da, da. Da, da, și cu aia ne-am uh, ne lansat noi și ne-am trezut așa că, mă, oamenilor le place ce facem noi acolo. Și era fascinant că uh, noi câteva înainte, cu Nana an înainte, înregistram toate piesele alea într-un subsol de bloc, în uh, cu apă pe jos. Da, și chiar era autentic când spuneai că da, se stinge noi lumina. Acolo, da, era chestie, erau conductele de canalizare pe, pe deasupra noastră, se tragea apa și noi bauzeam că venea toată aia <laughs> se mai spărgea o țeavă și mirosea ca Noi eram acolo strând, când se mai inunda în subsol acolo, luam găleți, aruncam cu apa și noi chiar, chiar, am pus pe coperta primului album, am pus poza exact cu asta, când eram cu găleții și aruncam apă cu... Am, am, făcut toate muncile posibile pentru a scoate muzică din, din, la din subsola. Și ne gândeam, mamă, deci, și lumea chiar i în serios ce facem noi? Că noi nu ne așteptam, că ne făceam acolo ca și ne plăcea nouă. Și bă, a fost așa o nu foarte... Când am văzut cât e pe toate radio și că lumea cântă piesa și... Foarte bizar. Da, bine, extrem de mare bucurie, îți dai seama. Eu Dar era și un sentiment ăsta în care, bă, se întâmplă chestia asta. că spun așa, într-o pauză, o să scânte de pe mod în deschidere după care da? o piesă din asta faină lansată Bun. de voi. <laughs> M-am ajuns. Da, mă, asta e. Și de pe șmo, și a dorit de foarte multă vreme să... Da, dar <laughs> <la>, uite că... <laughs> <laughs> Li se întâmplă acum la București, <laughs> e ok, pot să marcheze asta în calendar. O să pun mi uh, Mie dor de tine și ați lansat piesa asta cât ar o lună? A trecut o lună? Mâine m -a ar o lună. Mâine o lună. Mâine, că pe 13 mai Cum a venit -a povestea asta o. cu ziua dorului? Ziua Dorului a fost lansată în 2015, este o sărbătoare pe care noi am creat-o, dar ea a pornit din nevoia de a crea o campanie pentru un cântec. Noi aveam un cântec pe care trebuia să lansăm, atunci în mai, făm cu mâna, și bă, să ceva, o poveste în jurul piesei, să, ceva de care să putem să legăm piesa, să povestim oamenilor despre cântecul cost. Și am făcut doi, trei pași în spate și m-am gândit, bă, okay, despre ce vorba în cântec, pe la urmă? Ok, l-am scris, dar hai să-l iau din nou de la capăt, despre ce am scris aici. Și mi-am dat seama că, de fapt, este despre dor, imediat mi s-a dus gândul la chestia asta, dacă am face noi ziua dorului. Și am început, că eram într-un într, erau într pub, m-am scolat și am început să caut ziua dorului pe Google, există, nu există. Și am căutat și am să văd dacă în alte, în alte culturi, țări, în alte... Ceva, în alte culturi există ceva care să se apropie de, de sărbătoarea asta. Și, și mi s-a luminat totul când am văzut că nu există. Și mi-am bă, da, e, o chestie, e un sentiment atât de important și de puternic încât uh, trebuie vorbit despre el și trebuie celebrat cumva. Nu neapărat că trebuie să forțești ceva în ziua aia. Dar uh, eu cred că. cu cu ce putem ajuta oamenii prin acea zi este, uh, măcar o zi pe an, să fie mai sincer cu ei nu? și, și să-și recunoască ceva. Pentru că nu mulți oameni au puterea și uh, puterea să lase deoparte ego-ul și să recunoască că le lipsește ceva sau că le dor de ceva. A, aici nu e ca la, ca la Valentine's Day. E același mecanism. E un pic Băi, mai bă, okay, profund. Atunci pot să spun Te iubesc că nu o să nu pic nici foarte siropos, nu pic nici cum. na. Acolo spui, uh, îți asumi mai altfel, asta că mi-e dor de cineva sau că mi-e dor de ceva sau că îmi lipsește ceva câteodată are alte niveluri de, de cum să spun, alte scuturi trebuie să dai am jos ca că să asta. Ca că foarte ca spui la ora asta. asta păi dar să spun mergi. de ce am ajuns la chestia asta cu <laughs> zilele <laughs> <laughs> Oricum e foarte tare ca o trupă să creeze o sărbătoare și uite a devenit fenomen, adică păi, an de da, an și o să spun că oamenii și amintesc. În, și... în primul și... an cel puțin a ne-a depășit complet. Eu n-am făcut decât să vorbesc cu vreo 12-13 oameni Să-i rog, le-am dat Uite, nu mi-am mi de asta Dacă vi se pare C mie, to Și niște oameni Vorbi Vorbiți și voi importanti. despre asta Da Și ați acolo Și am mă, cât de tare Și te-au postat de plecând De la mine și cei 12 apostoli <laughs> Cred că erau vreo 15, la în fine S-a <laughs> întâmplat să ajungă la atât de mulți oameni Și la atât de multe comunități de oameni, și atâtea branduri care au preluat asta, și în ziua aia au început să comunice ceva. Tu îți dai seama, ai fost influencer înainte să existe termenul de influență? Băi, da. Uite-mă, trebuie să-mi. Ce m-a mirat, chiar în anul postase, a avut o Dita mai postarea despre ziua dorului, pagina Ministerului Apărării. Și m-am blocat să văd instituții serioase. Uh, și niște oameni care au niște, cum să spun, au un renume de oameni foarte importanți și de care spun, care au luat chestia asta în brațe. Și uh, an cu an mi-am dat seama și mi-am reconfirmat bă, cât, de, cât, cât de multă nevoie au oamenii de trigger de, de genul ăsta, de să le dai să se agațe de ceva ca să-și exprime sentimentele. Sau măcar să le dai o direcție și... Da, să le arunci o piatră și să și se duc după ea. Dar trebuie doar să... Și până la urmă, dacă te duci mai departe așa, este doar o chestiune de comunicare. Că dacă propui un dialog, oamenii sunt dispuși să, să vorbească. Frumos. O să te pun să zici și povestea piesei de anul acesta, din episodul Așa. Ziua Dorului, dar asta în 3 minute, ca să o spunem și pe, și pe radio. Între timp vin foarte multe propuneri. De piese? Da, prietenii care se uită la noi, dacă ești cu Facebook-ul, dacă nu, o să Baia ți le citesc am... eu. Uh, își amintești de multe artiste cu care ai lucrat. Așa, am avut multe duete la... Uh, să m, m observat că sunt piese pe care... Așa? Lucrezi cu o artistă, după care treci la următoarea colaborare. Nu te-ai gândit să faci cumva vreo echipă ceva mai stabilă cu anumite artiste? Să facem mai multe piese împreună? Uh -huh. Nu. Pentru că mi-e foarte greu să cred în continuări. Și mai ales pentru, pentru cântece. Nici la, nici la filme, nici la cărți nu prea funcționează chestia asta. Adică, dacă nu este din start dacă nu gândești din start că trebuie să existe și o continuare și să l lași deschis cumva, sau nu și să, să plece de la început gândul ăsta, undeva o să se simtă că nu e autentic și că este ceva apărut după aia ca pe o... A, deci dacă, deci, a funcționat, ia să mai încercăm o dată. Dar asta n-am niciodată, oricât de succes ar fi avut o piesă, n-am, continuat pe, pe drumul ei. Și câte lume ne întreabă dacă mai scoatem o piesă cu Maria Radu, după lângă inima mea vine inima Taș, care a fost lansată în 2000. Sunt 19 ani de atunci și noi încă n-am făcut, n-am continuat acea piesă și am lansat o tocmai. Lumea trebuie să se și să știe, să Am V-ați de... completat super bine vocile, apropo de... Ce-am făcut? V-ați completat super bine vocile și am fost. Da, făst... da ne-am potrivit foarte bine și uh, foarte în spiritul piesei. La fel cu Antonia, a funcționat piesa aia foarte bine, funcționează în continuare. De ce să vinem acum să încercăm ceva ce nu este firesc? Adică aici n-ar mai fi un moment uh, sincer... Ar fi o chestiune, pur și simplu, un plan de business în care, a, hai să vedem, mai prindem niște difuzări, mai prindem niște bani din concerte dacă mai facem chestia asta. Și nu, niciodată nu, nu prea a fost să scopul nostru. Pe albumul nou pe care o să lansăm în toamnă sunt colaborări, uite, cu încă o artistă care nu este lansată. Și pentru că nu... Cum? Cine? <laughs> Cine? Ce? <laughs> da, nu pot să zici, nu, nu se uită nu nimeni nu Nu, 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 te rog eu, nu. Îți oh. <laughs> spun, spun la plajă atunci. Să oh. spun atunci la plajă. Dar tocmai de aia, și pentru că îmi place să experimentez cu foarte mulți oameni și să lucrăm cu foarte mulți oameni, nu tot timpul cu aceiași. Hai să revenim și pe radio. Hai. Suntem alături de Cornel Ilie în clubul de seară la Europa FM în maratonul live pe plajă. O să ne întâlnim cu trupa VANG sâmbătă pe 10 august și până atunci ne întâlnim acum cu uh, liderul trupei, Cornel Ilie. Știi, mm. e foarte dubios când încearcă cineva să te prezinte. Cum să te și după aia cu trebuie să pună ceva un cuvânt ca să ia să alăturări din astea dubioase. ca să fiu sincer, mi-a fost dor să stau la povești cu tine și am remarcat că sunt foarte mulți oameni cărora le este dor de piesele Vang lansate încă de acum 20 de ani și vi le cer în concerte și povesteam un pic mai vreme de prima voastră piesă cu care practic ați dat lovitura, lansată în 99 și pe care oamenii încă o mai cer. Încă mai ascultă și cum mai cer, vorba de noi o Capăt. Ma, asta este una dintre cele mai mari bucurii ale noastre Faptul că uh, am scris cântece Ne-au ieșit cântece uh, Am simțit să scriem uh, Niște minute Care încă, uh, încă uh, îi ajută pe oameni să se simtă bine Și pe oameni Cei care au trăit cu acele piese au, Ori au coperit cu ele Ori le-au le prins în perioada facultății În liceu, nu contează Faptul că acum încă vor să mai asculte piesele alea pe noi ne bucură cel mai tare chestia asta, pentru că ne-am dat seama că ceea ce facem nu, e, nu, nu este foarte trecător, nu, e, nu trece așa într-o vară. Și uh, am întâlnit acum și oameni puști, copii, care descoperă piesele astea, Bine, care au nu le-au născuți, și, nu -au născuți când noi trăiam piesele alea și le descoperă și le plac. Și asta este una dintre cele mai mari bucurii ale noastre, pentru că încă putem să cântăm piesele alea, încă stau în picioare și acum, din punct de vedere al textului, din punct de vedere al, al scrierii, din punct de vedere al energiei pe care o dă acel cântec sau o dau acele cântece și mai presus de toate, a emoției pe care, o, pe care le trezesc acele, acele cântece. Pentru unii nostalgie, pentru unii curiozitate. Apropo de emoție, suntem la aproape o lună distanță de ziua dorului și ați lansat anul acesta Mie dor de tine, piesă pe care tocmai am ascultat-o la Europa FM. Cum a venit piesa asta? Cum a venit ideea ei? De ce ți era dor în momentul în care s-a născut piesa? Uh, a, piesa, de pe, piesa și cam tot albumul ăsta pe care urmează să lansăm în toamna. Noi avem un album. Cu o colaborare scris. despre care nu vrei să vorbești. Sunt vreo patru colaborări pe albumul ăsta între care. Și una prima, care prima pe vorbești. care am lansat-o a fost. <laughs> da, a fost cea cu Anastasia Sandu pentru piesa mi dor de tine. Uh, albumul ăsta a fost scris puțin altfel față de celelalte uh, Eu am încercat să-l scriu altfel să aperez alt, altă re rețetă pentru mine. Până acum scriu tot timpul ziua, pentru că sunt un om care funcționează foarte bine ziua. Cât, cât e soare afară, sunt în cea mai mare formă, când vine noaptea, gata. E, și albumul ăsta n-a mai fost scris așa. Mi-am propus să, să stau noaptea și uh, stăteam singur la pian și veneau piesele mult mai ușor. Și piesa asta este prima dintre cele scrise pentru albumul ăsta. Uh, din ce mi aduc -am aminte, a fost undeva prin ianuarie, într-o duminică seară și uh, mi-a venit foarte la îndemână să scriu textul ăsta, a curs imediat, uh, nu știu de ce, habar am de ce, nu pot să-mi explic, nu este o persoană anume, mi-a mi imaginat că poate fi o, o, persoană anume pentru care când chestia asta, dar uh, am simțit nevoia să, 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 spun cuvintele alea. Nu știu de ce, dacă aș, aș, fi avut o poveste, aș fi spus așa cum am spus și la celelalte cântece, care au apărut la, cum am fost la pleacă, cum am fost și la o mie, cum am fost la toate, la așa și... Dar asta n -am, n -am, nu, e, nu e, un, nu e o, o, poveste reală. Cred că e ceva care poate n-am spus la un la timp potrivit cuiva, nu știu, habar n-am. Și acum am avut deodată exploată mine chestia asta. Habar nu știu. Și ai făcut o sărbătoare despre... întreagă să spună toată lumea da. lucrurile pe care le-a <laughs> Dar le -a mi se de, de, fapt, fiind scrisă muzica mai întâi, la mine funcționează mai ușor așa, mai întâi scriu muzica și după aia textul, Uh, mi s-a părut că aceste cuvinte Curgeau pur și simplu Pe, pe notele alea Și nu -am, am schimbat absolut nimic Din ce mi-a venit din prima dată Să, să cânt în, în, în piesa asta Cornel, cam la ora asta, Florin Piersic devine cetățean de onoare al Iașului în cadrul festivalului Sările Filmului Românesc și mă gândeam că puteți așa să faceți trecerea de la unul la altul foarte simplu și tu vorbești foarte Și eu vreau foarte. mult. -am? Am pus o întrebare. <laughs> <laughs> Pot să plec să închid aici. Povesteam de piesa asta nouă și frumoasă. Roxana Elena Iliescu scrie pe pagina de Facebook Europa FM. Ați zis să vă ajutăm cu playlist pentru Europa FM live pe plajă. Nu? Neapărat, de fapt, așa cred că noua piesă trebuie să fie în playlist. Inimioare, inimioare. Iese deja, noi o cântăm peste tot. Um, o, o să cântăm 100% pe plajă atunci, pe 10 august. Sunt foarte curios, pentru că toate, toate celelalte piese sunt uh, deja hituri pe care le, le cântăm acolo. Dacă în acel moment piesa asta va fi cântată de 10 Dacă alea, învață... de zecile de alea de mii de oameni de acolo, uh, pentru că Cred că nu o să rezist, o să cad dacă aud toată lumea cântând piesa asta. Um, pentru că e un, un pariu personal când te costa. Fiind și primul de pe nou album, eu cred foarte mult în piesa asta Și dacă aș auzi eu cântată de toată mulțimea de oameni, nu știu cum aș comporta atunci Păi hai prieten, care vă uitați acum în da. live-ul de pe pagina da. de Facebook da, sigur, Europa FM și care sigur, ne Sigur, sigur, sigur cântăm piesa asta atunci Punem versurile sigur. și pe site pe europa.fm.ro, da, le învățăm a, tu vrei să, și venim pregătiți da, deci, păi, Vreau să te văd acolo Să-l <laughs> <laughs> văd pe Cornelie, e cum emoționat și cum na. Da de regulă ești așa, dintr-o bucată și destul de stăpân pe tine Vreau să te văd odată emoționat Apropo și de Florin Piersic Oamenii care arată cel mai mult chestiunea asta În timpul performanțelor lor De fapt sunt niște oameni foarte timizi Și încercați atunci să maschezi timiditatea Fiind mai expansiv Da, și apropo de Florin Piersic Am înregistrat o piesă cu el Am scris un cânte pe care l-a cântat în duet cu Emilia Popescu E un tip extraordinar de, de, timid și de cu și foarte serios și tocmai de-aia în momentul în care are de povestit sau de făcut ceva, în momentul ăla se, se dezlănțuie. Dar până atunci moare lângă tine de, de timiditate și de emoție dacă va face bine ce va face, dacă va ieși bine. Dar pe lângă asta și am văzut că respiră foarte mulți pasiune, foarte fac, multă. Fac chestia asta, da, da Un om senzațional. Și foarte mulți artiști trăiesc chestia asta. Eu o... E Pentru unii poate părea o dramă, pentru unii poate părea o, o slăbiciune, dar nu este. E, sunt cele mai importante momente, alea câteva minute înainte de emoții și de timiditate și de uh, lipsa de siguranță: va fi bine, voi fi bun, voi face bine, va fi lumea acolo. Uh, sunt uh, momentele de care probabil uh, ne este dor cel mai mult. Și aici vorbesc, cred că, în numele foarte multor artiști care le pasă de, de pasiunea asta. Perfect. Punem punct aici. Pun și virgulă, de fapt. O lăsăm primul, da. Și pe Miley Cyrus să cânte alături de Mark Ronson. Are și ea ceva să zică în deschiderea lui corei, la banc. După care revenim. O să fie după aia o rubrică foarte scurtă pe care o introduc eu pe, pe radio și o să revenim în în direct și pe, și pe, radio și pe Facebook. Sunt, dacă e să mă uit prin comentarii și o să le vezi și tu după aia, sunt cam toate piesele pe care le-ați lansat voi și au devenit hit. Și... Păi îți mă, că mult care... Știu piesele, nu o să vezi acum foarte puțin care o spună niște piese la uh, care sunt. Doamne, e Elena, mulțumim foarte mult pentru mesaj și nu o să-l citesc. E un mesaj foarte emoționant. Sunt acolo? acolo? Da. A, deci a apărut piesa într-un moment oricum. delicat din viața ei și... Și-a pus multe, multe amintiri în <iţi> această piesă. Promitem să cântăm alături de voi pe plajă. Manu și Miri Haluca sunt hunedorenii noștri simpatici care vin în fiecare an la Europa FM live pe plajă. Vin și pe plajă Europa FM și fac atmosferă pe acolo. De altfel, nu știu dacă ai să zici, la Europa FM live pe plajă parcă e o familie uriașă. Sunt oamenii foarte prietenoși, uniți. Băi, și nu știu că după, după fiecare apariție asta la plajă, la plajă acolo, cum mai merge prin țară, sunt mulți, ne întâlnim cu mulți oameni în țară care ne spun că ne-au văzut acolo. Că au fost acolo, la plajă. Și mi se pare fascinant. Dar sunt, sunt mulți care spun și care întreabă, mai vin și la noi la plajă. Și sunt mulți care nu știu de acolo. Adică care nu au văzut în concert acolo. Și pentru că n au văzut acolo, vin în orașele lor când, când cântăm. Da, e tare bune, asta. E serios. Trecant. Asta și cred că poți să verifici cu absolut toți artiștii. Da, acolo e interesant că e un loc unde poți să unești Băi, oamenii din toată... Băi, foarte a fost ideea, a fost... A, a dat-o bine. Mulțumim, stai să-ți dau plicul. <laughs> da, În tu... momentul ăsta. Ai bine, zis ce trebuie, bună. ok. Foarte bun, chiar... <laughs> Bine nu, e tot. Glumesc, mă bucur că te simți bine și că vă simțiți și voi bine pe, pe scenă, pentru că și noi ne simțim bine de partea cealaltă, știi, uitându-ne la ceea ce se întâmplă și la toată pasiunea cu care cântați și se vede că veniți acolo și bă, o faceți fapt, cu plăcere. În asta, în asta constă toată povestea asta, în schimbul ăla de energie. Între... Fiecare îl crește pe celălalt. Omul de pe scenă îl crește pe public, publicul, după aia îl crește pe artist și așa mai departe, și se înalță un, uh -huh. unul pe altul și își dau putere unul altuia. Dar dacă de pe scenă nu livrează, nu dă energie, nu dă emoție, nu e autentic, greu de. Nu greu faci de, niște greu pregătiri de speciale? Voi vă pregătiți no. cumva special înainte să urcați pe scenă? Aveți vreun ritual? Nu, no, este. Suntem absolut firești, 100% și încerc să țin chestia asta cât se poate de mult, să nu programăm nimic. În afară, ok, știm ce urmează să cântăm și asta se mai schimbă în timpul concertului, dacă văd că lume, ce fel de lume e, cum reacționează, se mai întâmplă și să mai schimbăm, dar altfel e greu să schimb din mers un program care este construit împreună cu cei de la lumini, cu cei de la video, și să-l dau peste cap și o să mă apuc să cânt alt cântec, pentru că îi dau peste cap. Sunt toate o sincronizate, da. Echipă, da. Uh, dar altfel nu, intrăm pe scenă pur și simplu și fiecare acolo, așa cum se simte momentul ăla, așa arată. Și e, uh, e o stare pe care o transformăm într-o mare calitate. Pentru că sunt foarte puțini oameni care sunt firești și care sunt sinceri pe, pe scenă. Și toți pozează, în, sau toți, cei mai mulți pozează în superstaruri sau ne, în... Nu, nu cred că e locul fapt lor să la... Și pe plajă poți să fii Poți să fii fi superstar fiind extrem de uman. Două secunde să noi să introduc o brică și o introduc repede ca <laughs> să apuc să fac asta. După care revenim cu timpul. cu poveștile. Mulțumim <laughs> foarte mult pentru că sunteți alături de noi în clubul de seară la Europa FM. Vedem ce s-a întâmplat în decursul istoriei într-o zi de 12 iunie, ne ajută Andrei Paleu. Gata, mi am dat play. Tap tap, și eu după sunt foarte mesaje cool. foarte frumoase și, în general, am văzut că sunteți înconjurați de oameni care vă apreciază și care rezonează cu ceea ce faceți și cântați și nu prea am văzut. Există o tendință din asta. Dacă te uiți la videoclipuri, la tot ceea ce postează partiștii și persoanele publice, foarte multe comentarii de rău, orice ai face. Și dacă te-ai dus și ai salvat o pisicuță, bine, și copiii săraci nu știu ce. Salva copii, da, da animale. Oricând da. găsești pe cineva care da. Exact voi am văzut că n-aveți nu parte de așa vin pe ceva. În lumea noastră așa, nu prea îi atragem. Dar important sunt oamenii care și de fapt asta e și una dintre mizile pe care le propunem. Bă, muzica să ajungă la oamenii care au nevoie de ea. Nu să nu neapărat să ajungă la oricine. La cine o înțelege și la cine are nevoie de ea în momentul ăla. Pentru că oamenii au să o ducă mai departe mult mai puternic și mult mai firesc decât orice alte campanii și orice ți-ai propune tu și strategii și bugete în advertising și așa mai departe. Dar da, nu avem gradul ăsta de hate uh, declarat. Cred că există și un grad de hate acolo, dar, dar nu e citești mesajele de rău când apar? Ba le citesc, într-o vreme răspundeam. Ce? Nu mai răspund, hmm. nu mai nu mai, nu că nu mai consum, nu nu mi-am dat seama că nu asta nu asta trebuie să fac, și că nu că nici ei nu au nicio vină. Sunt niște oameni acolo care vin și spun părerea pur și simplu a de, despre ce vorbesc și dacă în momentul au găsit undeva un spațiu în care să înjure sau să spună ceva, au găsit peretele la al nostru. Aia e. Oricum n-ai cum să îi întorci din drum pe cei care, ce care, nu le place deloc de tine. Dar am citit, cel, cel mai rău a fost când am citit la toți demonii mei, când am lăsat piesa. Dacă când dai timp și ai nervi, să intri pe, pe, YouTube <laughs> și citește, sunt vreo 600 de comentarii acolo. E teoria conspirației? <laughs> mamă, mamă, ce acolo e... <laughs> e no, nu vrei să știi. Bine, ce, hai să, jihad hai să schimbăm nota. Ok, ați inventat o zi, o sărbătoare cu ziua dorului, dar ați inventat și foarte multe concepte. Uite, să uită și Gabi Bălan la noi, îl salutăm. Salutare, man! <laughs> uh, ce scrie Gabi? Ia! Yeah. Nebunul Cine nostru. Duci. Sunt mesaje frumoase, pentru că nu am apucat eu să vă scriu ceva, deși vă urmăresc de la început, vă salut, domnilor! Așa, Uita uh. Uite acum, se pune și recuperează. Uh, apropo, Gabi, vezi că la un moment dat chem și familia Bălan aici, așa că pregătiți-vă. Până, până atunci, ați inventat asta, Ziua adorului, dar ați inventat și foarte multe spectacole gândite povești de la un capăt la altul, concepte întregi, nu doar urcat pe scenă, deschis microfonul și mai ceva. Da, pentru că încercăm să punem uh, muzica într-o poveste și mereu să fie o poveste care să spună care să spună ceva, să... oamenii când pleacă de la un spectacol trebuie să plece cu ceva de acolo, nu trebuie să plece doar cu ideea că au ascultat piesele care, nu știu, pieselor preferate. Eu îmi propun altceva, îmi propun ca oamenii când vin acolo pentru că, de fapt, și, tu când te duci la un spectacol, tu te duci și te lași pe mâna acelui spectacol. Că e un artist, că e o trupă de teatru, că habar n -am. Dar tu te lași pe mâna lui. Tu, de fapt, dai, te duci la un spectacol, bă, ia-mă de unde sunt eu, de fapt, ia-mă din lumea mea, din lumea reală și du-mă undeva. Nu pot să-l duc doar așa să... E... mi se pare că e o responsabilitate în momentul în care cineva plătește un bilet. Eu trebuie să am grijă de omul ăla. Cum se simte el atunci? În toată perioada aia? Cât stă cu mine? Și atunci Spun, eu o, o poveste, îl țin cel mai bine și cel mai ușor. Nu e în... mai greu de creat. Nu, este mai greu, dar mie nu-mi e greu, pentru că mi îmi place să fac chestia asta. Și simt să fac asta. E greu dacă te gândești, a, trebuie să fă gândești și aia, nu e suficient să cântăm și să punem o scenă acolo. Dacă o privești așa, da, pare complicat și pare că. Cam bă, cât timp, poate, să la poate un și spectacol din ăsta complex. Nu, în de -al câteva vostru? luni. Uite, tocmai am definitivat conceptul pentru PoliValenta din anul ăsta și care, din nou, are o poveste și are o poveste. Uh, și mai puternică, este extrem de simplă, dar este extrem de, de puternică, mai ales că suntem într-un an în care noi sărbăm 25 de ani de la primul concert. Mulți înainte. Sunt 20 de ani de la primul album și uh, de -aia, în toamna asta celebrăm și printr-un concert la Polivalentă și printr-un album nou și toate se învârt unui, în jurul unui singur concept care este pe care dacă ne este așa cum vrem noi să iasă, probabil va vorbi, se va vorbi ceva timp despre acest spectacol după. Și asta este miza noastră de fapt, să de fiecare cu fiecare concert în primul la valentă, lumea să înțeleagă că dăm un alt standard spectacolului artiștilor români și artiștii români să se inspire din nou din ceea ce facem noi. Vang și Antonia pleacă și n-aș vrea să plece Cornel. Nu te-ai gândit vreodată că în momentul în care urci pe scenă și încep să cânți chestia asta, pleacă, pleacă și cu atâta pasiune. Oamenii se a, -a că ce plece sau să vrea plec. de la noi. <laughs> <laughs> dar bine ah. am venit, ne simțim bine, de ce ne spune pleacă? Păi, da, dar culmea aici este că lumea bea așteaptă să spun chestia asta. Lumea bea așteaptă și să se elibereze, în cumva. Care cumva, dar e abia așteaptă momentul în care se cântă piesa asta în continuare este probabil momentul cel mai puternic din concertele noastre, în special din cele de o oră, o oră și ceva, când n apucăm să cântăm chiar cât, ne, cât ne dorim noi. Și foarte multă lume așteaptă cânte cost. Și atunci, culmea este că... cântăm la live spune... pe plajă? Clar că cântăm, dar nu o să-l mai cânt, eu o să-l cânte lumea. Eu o să stau în fund, acolo, pe marginea scenei, știu deja versurile, <laughs> deci n-are sens să mai da. punem Versurile la piesa asta, toată lumea le știe Și apropo de știut versurile, oamenii încă mai știu Versurile foarte bine de la uh, Piesele de pe primul vostru album Lansat acum 20 25. de ani, când spuneai 20. mai devreme uh, Acum 25 de ani Îmi spuneai că ați avut primul, primul concert. concert Și uh, se pregătește Un mare, mare spectacol prin care Să celebrați aceste aniversări La pachet cu un nou album Exact, pe 16 octombrie O să fim la sala polivalentă Cu spectacolul Deja Vu și um, atunci o să cântăm, și prima dată piese de pe noul album. Um, este un concert aniversar, dar este aniversar, îl punctăm ca fiind aniversar și este un an foarte important pentru noi. Însă, conceptul spectacolului, povestea spectacolului, nu are legătură doar cu chestia asta, Și are legătură cu ceea ce fiecare dintre noi. Um, iarăși simțim și regăsim în fiecare zi în noi înșine și eu e un concert și de fapt e un concept prin care sper să că oamenii să-și răspundă la niște întrebări pe care și le pun de foarte mult timp și își le pun în fiecare zi și ni le punem și noi și am liniște că mi-am găsit niște răspunsuri scrind povestea pentru spectacolul ăsta și uh, sper că oamenii care vin acolo cele 5.000 de oameni care vor cei 5.000 de oameni care vor fi acolo când vor pleca de acolo să-și vadă viața cu totul altfel decât o făceau până, până atunci. Foarte interesantă provocarea. Uite, Manu și Miri Haluga scriu pe pagina de Facebook Europa FM că interacțiunea cu publicul celor de la Vanche e senzațională. Ai impresia că ei cântă pentru tine, că povestea din melodie e fixa ta, ți este adresată ție și, în general, sunteți extraordinar pe scenă. Ce frumos! Mulțumesc foarte mult! Probabil... Uh... Voi simțiți lucrul ăsta, conexiunea asta pe care o aveți cu publicul în momentul în care urci pe scenă Știi ce simțim? Simțim adevărul: ăla Că oricine ar fi în fața noastră, noi vom cânta la, la fel. Noi vom da aceeași energie și vom cânta cu aceeași bucurie. Chiar dacă în fața noastră e un om, chiar dacă în fața noastră sunt 100 de mii de, de, mi de oameni, nu contează unde suntem, uh, noi cântăm cu aceeași bucurie, pentru că nu știi de fapt, din toți oamenii care sunt acolo, de fapt cui poți să schimbi ziua sau poți să schimbi chiar și viața, inspirându-l să facă ceva sau să creadă ceva sau eu un copil acolo care ne vede și spune: Bă, asta vreau să fac toată viața mea. Și atunci trebuie să fii tot timpul acolo, să dai, să fie, fie fiecare concert, trebuie să fii cel mai bun. Cornel, de senzația fapt. e că te-ai născut pe scenă și faci asta de o viață. Și chiar că la propriu că este așa. Mai ai emoții mai mult înainte, că să, că vorbesc. înainte să urci pe, pe scenă? Emoții, da, da. Și îmi plac foarte mult emoțiile alea și îmi doresc să le am mereu. Uh, sunt cea mai importantă hrană. Emoțiile alea de, de dinainte sunt încărcătura cea mai puternică și cea mai valoroasă, de fapt. Pentru că ala te ajută cel mai mult în momentul în care ai pus piciorul pe scenă și începe, începe piesa, prima piesă, uh, să explodezi tot ce ai încărcat până, uh, până atunci. Și eu sper că uh, cât mai mulți artiști să încă să mai simte emoțiile alea și să nu aibă chestia asta, a, bă, că sunt profesionist, nu am emoții. Nu nu există așa ceva. Emoțiile sunt bune. Un, un artist trebuie să avem mulți, pentru că altfel n-are ce să convertească. Mi-ai dat citate de Facebook. <laughs> știi? Cu Serios? Cu cartoanele alea. Îți <laughs> să da, înapoi. La Te lasă pe puțină apă <laughs> ca să mai ai citate în continuare. Revenim pentru ultimul minut în clubul de seară în câteva momente. La și puțină publicitate, dar serios, mi se pare că în seara asta ești uh, Ce, sunt, uh, 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 foarte profund, știi, le dai așa nu, uh, nu, <laughs> ca la manual, by the book. <laughs> Apropo de ca la manual, vă calculați mult pașii pe care îi faceți, când faceți o lansare, cu ce piesă începeți, Eu A, sunt lucruri care se face în fac laborator da. cu ghilimele de rigoare? Faci planuri, dar nu-ți mereu. Nu-ți ies mereu și e, e foarte frustrant câteodată că tu -ți faci planuri, ai totul pus ca la carte și zici bă cum să nu funcționeze și totuși nu funcționează, pentru că de fapt sunt ația factori externi care, de care depinzi. În toată povestea asta cu muzica, da, cu S-a întâmplat să ai vreo piesă în care tu să crezi foarte mult și da, reacția publicului da. să fie da. totală să nu funcționeze, da. Care? Da, s-a întâmplat. Uh, mă întorc la toți de mâinii mei. Uh, <laughs> tot acolo s-a întâmplat. Uh, la ce s-a mai întâmplat? Uh, mai era un cântec în care credeam foarte mult, uh, Hai să se, se numește, dar nu, nu a mers mai departe. Și mai e un cântă la care țin foarte mult, și probabil. Țin foarte mult că e atipic nou, cumva, se numește Lume-Lume. Și e un cântă pe care eu aș da o lege să-l asculte toată lumea din țara asta. Ok. <gângări> măcar o dată. Pentru că e un cântec, iarăși, care te poate face puțin mai bun, prin cuvintele de acolo. Dai ordonanță, poți să, da, po da, po să nu cânt eu, da, poți să Da, poți să nu orice, poți să poți sau să citească textul, atât. Și eu cred că, măcar în ziua aia cine citește textul ăla va fi ceva mai bun. Vom cânta o mie la live pe plajă? Cântăm și o mie la Life pe plajă. Cântăm, uite acum, deci chiar facem playlist nu? Da, chiar, chiar facem chiar playlist facem, la, la, la propriu. Uite, Meda scrie o chestie iarăși, deci cred că o dăm doar din citate, știi, după aia putem să scoatem. Uh, stai un să derulează prea repede. Uh, Meda, pentru mine Van este mai mult decât o formație. Este o stare. Am fost la concertele lor, starea de bine e ceea ce ei creează. Ce bun. frumos! Mulțumesc foarte mult. Da, eu nu știu cum să răspund la chestia asta, că mă emoționează și mă impresionează. Îți vine greu să, să răspunzi trebuie să răspun sau... sau... să spun ceva. Pe nu, dar nu, Da, nu prea. Și nici să primesc a două mă fusticesc, mă timorez, pentru că... Uh, nu știu de ce, uite, na, uite, acum nu găsesc cuvintele. Nu știu de ce să spun. Mă, mă, mă bucur foarte mult că oamenii înțeleg ce facem, că simt ceea ce transmitem noi acolo. Și că, și, că, ne, că ne țin minte. De fapt, asta e foarte important, că sunt mulți oameni care simt bine la un spectacol, la, la, mulți artiști, dar care nu te țin minte după aia. Adică nu țin minte, ba, vreau neapărat să mai merg acolo, să mai retresc ce am, ce, am, ce -am trăit atunci. Și asta e o chestiune pe care noi o, o trezim în oameni. Dorința de a ne reîntâlni. Și asta, de asta concertele în continuare sunt... Bine, crezi că are legătură a... și cu versurile, că sunt ușor de reținut și... Nu, no, sunt... nu avem cel mai ușoare versuri de reținut. Sunt mulți care fac versuri mult mai simple Ei, și nu, un... la noi nu sunt la vorbele... La nu, a nu, a nu, nu -am sunt... Mers în direcția aia. Nu sunt neapărat versurile simple, ci că sunt cuvinte simple care spun multe lucruri. Cred că, de fapt, oamenii se regăsesc mult în ceea ce spune noi printre rânduri, nu neapărat în cuvintele alea. Apropo de spus printre rânduri, ai luat atitudine și tu și colegii în niște momente sensibile. Nu ți-a fost Așa. frică de ceea ce ar putea urma pentru voi? Nu, no, nu am avut niciodată senzația asta de frică, totuși nu... Ce, ce, se poate întâmpla? Noi supraviețuim și am supraviețuit în țara asta când și făcând ceea ce ne place, când nu exista industria asta, când nu exista atâta expunere, când nu erau atâtea canale de comunicare. Când nu știam cum se face chestia asta, că nu știa nimeni cum se face asta, am început registrând pe bandă de magnetofon și suntem în era streamingului. deci nu n -n are de ce să ne fie frică Noi cântăm și dacă nu... Dar ai simțit că ți s-au închis niște uși După ce ați început nu, să uite, cel mai bun, Cel mai bun exemplu că nu avem teamă De chestiunile astea este Acum, bine, documentarul nostru acum nu se găsește public, pentru că nu, nu l-am făcut public, doar am mers cu el la niște festivaluri, dar în documentarul Vang, jur să spun adevărul pe care l-am lansat acum un an, povestim acolo foarte clar o secvență legată de vreo țară ca afară și care spunem cu nume și prenume și cu exemplu de comportament al unor politicieni care sunt acum în fruntea țării și cu care nu am avut experiență și le spunem pe față ce am trăit atunci și cum ne-au tratat ei pe noi încercând să ne păcălească sau încercând să ne trateze așa cum tratează în momentul ăsta țara. Ca pe o chestie pe care li se, care li se cuvine. Și noi spunem chestia asta în, în, documentar fără nicio teamă că am putea să... Ce poate să, ne, ce să se întâmple? Că nu are să se întâmple. Mai mult să... că nu, chiar nu are ce să se, Nu, nu avem nicio teamă. Singura teamă ar fi să... să nu mai simțim nevoia să spunem ceea ce, ceea ce credem. Asta ar fi o teamă reală. Autocenzura, cu alte da. cuvinte. Se pare mai periculoasă decât e cenzura pe care pentru... ar să o impună alții. Da, pentru că momentul ăla vine cu alte efecte pe care n-ai cum să le controlezi, nu le bănuiești și odată te trezești că tot ceea ce faci este controlat de un... de o cenzură sau de o, ne, o lipsă de autenticitate care pentru noi ar fi fatală. Noi exact asta comunicând... Să fim firești, cât mai naturali, cât mai umani, cât mai autentici, să credem în oameni. Ar fi contrar a tot ceea ce încerc eu să, 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 să comunic. Și să mă leg de o piesă de-a voastră, o faceți auziți, cu alte cuvinte. Da, 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 ne facem auziți. Vă și, auziți nu, de fapt, cel, cel mai important, da. Asta. Nu să știu, nu știu, să de... nu fie presi, adică să nu fie, să nu fie prea păsător pentru oameni acolo, dar de fapt cel mai important vers din cântecul ăla, din refrenul ăsta, nu este că ne facem auziți, ci că nu ne dăm bătuți niciodată. Întreabă cineva legat de un eveniment din 10 august, da, vor veni și ei acolo, dar vor veni să aibă grijă de noi să se distreze dacă vin și jandarmii la Europa FM Life pe plajă. A, chiar că e pe 10 august. <laughs> Aoleu. Se leagă, le leagă da. cumva cel de sus pe, pe toate. O să revenim și fix un minut să știi că fix, okay. nu știu exact cum să te alerg. Iar în deschiderea ta acum a fost o piesă, I Feel Good, James Brown, Minunat, zic că este perfectă și definește Carma. cumva starea pe care o transmite Vanca. Suntem în clubul de seară la Europa FM, I Feel Good și uh, cu siguranță ne vom bine și în cele trei zile de Europa FM live pe plajă pe 8, 9 și 10 august. Iar în seara de sâmbătă, pregătiți-vă să cântați și alături de Vang și uh, Cornel uh, Ilie. Cu siguranță facem și anul ăsta o filă de poveste nu pe care să o punem acolo în cartea vieții Și la care să ne întoarcem când vrem momente frumoase trăite Bă, la mare Abia aștept, pentru noi este, Concerul ăsta de la de pe plajă este unul dintre cele mai importante din tot anul este un, este un moment în care ne dăm cumva și o măsură în care, ok, ce o să facem anul ăsta acolo Abia, abia aștept ziua aia pentru că, din nou, o să ne punem noi în fața unui alt test și mi-e îmi plac foarte tare provocările, îmi place să ne, și să ne autodepășim, dar și să încercăm chestii noi. Și probabil o să încercăm și ceva nou de data asta pentru, pentru concertul ăla. Și ce m-am bucură foarte mult de fapt este că am văzut într-un birou al vostru o poză într-o ramă cu noi de acolo, de la concert. Este o poză în care sunt eu și cu... se vede în spate publicul la uriaș. Și asta e o chestiune... Eu mi-am făcut poză. Am făcut poză cu poza aia ca să o am și să mă uit atunci înainte să mă, să mă încarc pentru Să știi că, general, că, ne facem multe fotografii acolo, multe poze la Europa FM, la pe plajă, pentru că adunăm foarte multe amintiri pe care vrem să le păstrăm și să ne încărcăm cu energie. Eu am luat pe, pe ale mele, mi le păstrez, am eu gândul meu acolo și, în mare măsură, sunt și, sunt și niște motive personale pentru care mă simt foarte bine acolo mulțumim mult de tot, onorat și abia aștept să cântăm din nou împreună. O să fie fantastic și abia aștept. Data Fantasticule, ea. mersi mult <laughs> de tot. Europa FM Live pe plajă alături de Vank, sâmbătă 10 august. Nu ratați întâlnirea cu cei mai buni artiști live pe plajă. Maratonul Europa FM live pe plajă. Vino și tu pe 8, 9 și 10 august la Europa FM live pe plajă. Află programul complet pe livepeplaja.ro.